who gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Hăt, Johnule, mergem să mai muncim ceva, pentru că e ultima zi de vacanță, de concediu și fare foarte frig. Mergem să mai facem ultimele treburi, să ne pregătim de cursă și trebuie să și curățăm un pic cu zăpada, cred. Ia uitați să facem pe aici. Iar acum trebuie să deschidem automatizata poartă pe care uitați aici ce manevră, da? Asta e o poartă. Pac și lăsăm jos, da? Poarta automatizată, pentru că poarta încă nu e montată, e făcută, dar nu e montată. Și, bă, în primul și în primul rând e destul de rece afară, știi? Și hai să-i dăm câte o cheie la fiecare mașină să meargă așa măcar vreo 10 minute ca să... Păi, uite ce e aici, frate, ăsta mi s-a spart. Tata a plecat la Oradea, îmi cumpăr altul astăzi, că mi s-a spart. Am dat drumul aici la Sirocol și s-a încălzit pe atare și a pușcat. Astea sunt scaunele originale pentru că le-am dat la spălat husele, cu piele pe aici pe margini și mijlocul dat să murdare. Oricum o să pun huse înapoi pe ele. Am dat toate jos după aici din interior ca să le spăl. Perdeaua aia de acolo trebuie să o arunc jos, că vine alta nouă. Aici trebuie să fac curățenie, doar că am o mufă rapidă care o pun aici. Și hai să-i dăm ok. Zic și eu, da. Așteptăm și noi așa câteva secundele. A pornit, bă, a pornit foarte bine. Deși nu a fost pornită de două zile, a pornit chiar foarte bine, să mergem la următoarea. Johnule, băi, cine a deschis asta? Dacă nu e cuplat, trebuie să-i schimbăm. Da, uite acolo un cablu, trebuie să schimbăm un cablu, pentru că un cablu e defect. Și trebuie să-i schimbăm un cablu. Dar îl schimbăm imediat, dacă tot am venit pe aici. Johnule! Îi punem și aici un contact. Așteptăm puțin mai curat aici în mașină decât la mine momentan. Ia uitați-vă ce frumos e, ha? Am golit filtrul de combustibil. What the fuck? A dispărut. Bun. Îi dăm o cheiță și la asta. A pornit binișor. Puțin mai greu ca și aia altă, dar asta chiar nu știu care e treaba, dar e ok. A pornit. O lăsăm să meargă și îi dăm și la bătrânica o cheie. Hop, aici e mai mizerabil puțin, pentru că toate sculele sunt aici la picioare, dar n-are nimic. Deja bordul, vedeți și voi că diferă. Nu mai e. Îi dăm o cheiță, să vedeți ce ușor pornește bătrânica la anii ei și la kilometrii ei. Ia fiți atenți aici. Ce zice? Și nici n-am ținut pe bujic, am uitat. Normal trebuia să țin apăsat pe bujie vreo 15 secunde, dar am uitat. Ziceți voi că bătrânica e mașină rea. Da, asta ziceți voi. Că bătrânica e mașină rea. Da, nu e nimic. Fie cum ziceți voi, bătrânica e mașină rea, dar uitați-vă și voi cum arată bătrânica. Ce avem noi acolo? Deci, bătrânica are și proiectoare, da? Ia uite. Jesus fucking Christ! Iar aici avem vagoanele care, bineînțeles, nu mai lucrează. Doar că de ce am venit eu acum la parcare? Eu am venit la parcare pentru că am de lucru, în primul rând. Și dacă n-aveam de lucru, nu veneam la parcare. Eu trebuie să cuplez, trebuie să mă aranjez chingile în remorcă. Ba, am de lucru pe aici încă.
suficient. Uite, ăsta l-am lăsat aici. Nu a trebuit să-l arunc. În momentul de în față funcționează tot aici în spate. Am lucrat la becuri pentru că erau defecte becurile. Dar problema e cu aceste două mânere care... Ok, deci le e frică de cameră. Ieri erau înghețate din cauza frigului, dar se pare că astăzi s-au dat drumul. Brusc s-au dat drumul. Și trebuie să facem un pic de curățenie aici. Să punem chingile astea într-o lădiță. Să batem zăpada, bă, oameni buni, da. Deci asta trebuie să facem neapărat. Să urc și o sus în remorcă. Trebuie să trecem de bara asta de protecție. Și... Uite, bă, bă, băiatule. Bă, e tavan nou și-mi curge apă. Bă, ești nebun. Tavan nou și-mi curge apă. Ui că văd și pe unde e, uite acolo. Dar nu se vede. Mamă, deci am tavan nou nouț. Uite că văd unde e gaura. Am tavan nou nouț și curge apă, ok. Dar trebuie să batem zăpada, pentru că la dimineață la 4 pornim și mergem în Ungaria. Și trebuie să batem toată gheața asta jos, că nu... Hai să luăm o scândurică. Nu putem, nu putem să punem în pericol viața nimănui și va trebui să bată... Să bat gheața de pe toate trei remorcile și să faceți și voi lucrul ăsta, pentru că este un lucru... Mamă, e beton, deci dacă cade la unul pe parbriz, frate, te-ai dus, fii atent. Cum să pun eu camera să filmez ca să pot să vă arat. Dacă o bag aici, e așa. Și o să o pun, uite așa, da? Cam așa ceva. Haideți să vedeți voi ce o să cadă jos. Iau asta. Tocmai o muncă foarte ușoară. E destul de dificil să bați gheața pentru că este multă și sunt 100% convins că afară deja au crezut. Deci văd bucăți cam atât de mari de gheață care cad în momentul în care eu le bat. Deci dacă nu le-aș bătea, vedea așa cât de mari cade pe o mașină, doamne ferește, să întâmplă vreme veloce. Nu puteți să mergem așa în cursă, clar. Trebuie să bate gheața, trebuie să bate, asta e. Mamă, ce bucată mare! Asta e un lucru foarte important. Multă lume nu face lucrul ăsta și într-un fel n-am ce să zic. Deci într-un fel și dau dreptate și nu dau dreptate, dar nu pot să dau dreptate. Deci totuși cumva trebuie să faci. Înțeleg, ești încărcat, ai sigiliu, nu poți să intri în remorcă, să o bați de jos. Teoretic ar trebui să te urci cu o scară sus, cu o mătură, cu o lopată, să împingi toată gheața jos. Poate mi-ar fi și mie mai ușor așa. O să mă uit imediat dacă pot cu scara și să împing cu o lopată sau cu mătura jos, poate că ar fi mai ușor. S-ar putea, dar nu știu sigur. De aici e foarte dificil și oricum nu o dau toată, dar cel puțin o bat și o mărunțesc toată să fie bucăți mici. Și chiar dacă cade, cade bucățele așa micuțe, ca și cum n-ar fi nimic. Înțelegi? Oricum la dimineață când o să ies în drumul principal, o să bat gheața într-un alt mod. Adică îi dau cu viteză și într-o curbă intru foarte tare, în mai multe curbe, intru tare prin curbe, oricum drumul până în drumul principal e foarte șerpuit, îi dau cu viteză prin curbe ca să platin mașina foarte, foarte tare, ca să cadă gheața jos. Deci trebuie să cadă neapărat gheața jos. Asta e. Asta facem astăzi, batem gheața de pe toate trei semiremorcile și îmi aranjez și ochingile și la dimineață. Deci a fost absolut necesar să aduc scara asta mare. Din interior e foarte greu, așa că eu știu că e greu, dar cu scara o să mă urc aici sus.
și o să dăm zăpadă de aici deja, uitați-vă domnule cu lopata. Fiți atenți și voi aici ce... Asta vrem. Da. Și exact acum sună telefonul, ia-ți. Am urcat, dragii mei, prieteni, am urcat pe remorcă sus, că nu, adică pe remorcă aici, pe scară, am adus scara. Să dăm gheața cu lopata asta, dar uitați-vă și voi ce bucată de gheață. Ia uitați. Deci fiți atenți aici ce bucată de gheață. Pe care... Fiți atenți. Cam așa se face. Și chiar dacă rămâne zăpadă de asta mică, și n-are absolut nimic, pentru că... Să cadă jos, dar bucățile alea mari de gheață trebuie neapărat date jos. Eu o să fac în continuare activitatea asta până când termin și remorca asta, și remorca asta, și remorca de dincolo, pentru că avem deci avem gheață pe toate remorcile. Vă dați seama, remorcile astea stau aici de aproximativ 3 săptămâni nemișcate. Și s-a adunat, îți dai seama că s-a adunat gheață. Și n-ai cum să pleci cu bucăți din astea de gheață atât de mari. Deci asta e o bucată extrem de mare care dacă scade de la înălțimea asta în parbriz, îți sparge parbrizul. O să revin mai pe finalul vlogului după ce termin de curățat, pentru că 100% o să dureze foarte mult și n-are o să filmez cum dau eu toată nebunia asta de gheață jos. Practic este o muncă dificilă. Știu că e dificilă, dar n-avem ce face. Băi, trebuie să fie atent ce bucată de gheață. Trebuie să o dăm, n-avem ce face, asta e. Hai că revenim după ce terminăm de dat jos toată gheața și o să vă arăt ce gheață o să fie pe aici pe jos, câtă zăpadă cu gheață amestecată o să fie pe aici pe jos. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder.